Hei, bună, tatăl meu, eu sunt Mădă și astăzi va fi un clip în care pe mine nu o să mă vedeți. Veți vedea doar cum v-am preparat două slime-uri, pentru că mi-am luat lipici. Inițial m-am dus să-mi iau squishy de la un magazin ceva mai departe de școala mea, dar erau decât la 30 de lei și aveam prea puțin bani, trebuia să-mi iau mai mulți de acasă, m-am gândit eu. Dar da, așa că am fost după la magazin mai apropiat de școala mea și mi-am luat două lipiciuri Daco. Nu sunt foarte mari, dar vor fi cam fele medi slime-uri. Ok? Deci au 60 de mililitri. Și haideți să începem. Unul va fi alb, fluffy, și altul galben, fluffy. Și avem mai spumă de rat. Tata, de ce nu ți-i ia la picioare? Ok, intră statele meu, nu contează. Îmi vedeți piciorul, dar n-am ce să fac. Deci chestia asta, iubesc lipiciul ăsta deja, pentru că nu are capac. Știți, nu are capac de la casă, mă mai murdăresc eu pe aici și chestia astea. Dar că nu e foarte mult. Și mă vedeți și pe mine, e genial. Da. Ok. E minunat. Ok. Deci va fi două slime-uri fluffy, pentru că tatăl meu m-a salvat, da? Avem mai spumă de ras de la Sien, din Lidl. Ok. Cum face lipiciul ăsta? E destul de mult, dar nu mult. Adică, cum sunt alea aia lung, mi-a fost prea lene să mă duc până la profi, pentru că deja făcusem un drum îndepărtat, așa că... Ok. Mai curge de pe margine, ce-a mai rămas, dar nu mai are rost. Adică... Ok. Primul va fi alb. Punem... Deja m-am murdărit. Punem spumă de ras. Da, e pe terminate, mi-a zis și tatăl meu. E genial, da, foarte tare. Stați-o agit un pic. Mamă, ce încriu curge, frate! Deci vă jur că chestia asta curge extrem de greu, nu vor ieși foarte fluffy. What the fuck? Ok, cam atâta bun. Nu vreau mai multă. Și amestecăm. Ok, lipiciul este destul de gros. Da, cred că va ieși destul de fluffy slime. Dar deja se activează. Cum de deja se activează? Pentru că n-am mai făcut în asemenea castroane, credeți-mă. Ok. Și acum adăugăm formil. Activator. Pun un pahar, desigur, pentru că... Mamă, deja am făcut mizerie pe aici. N-ați văzut nimic. Ok. Turna. Cred că am pus un pic cam mult. Oh my god, ce fluffy e. Deja văd cât de micuț e, dar e fluffy. Ok. Revin după. Ok, primul a ieșit. Vă spun că nu e foarte, foarte fluffy, dar îmi place cum a ieșit, e chiar perfect. Doar că, cred că o să revin după ce termin formilul, dar mai am destul. O să revin la glicerina broxată, pentru că mi se face mult mai repede cu ea, credeți-mă. Și oricât aș iubi eu formilul, glicerina broxată e pe primul loc la activator pentru slime, adică, da. E stretchy, e fluffy, e perfect. Ok. Am și casolete pentru ele, doar că cam, de fapt o să le bag casolete. Doar că sunt foarte mari casoletele. Dar o să-mi dea mătușa mea unele mai mici. Pe moment, astea sunt bune. A fost destul de sticky la început. Și nu s-a luat tot după bol, după cum vedeți, pentru că a trebuit să mă joc cu ele în mână, a fost destul de greu să-l fac. Ok. Trecem la următorul.
Deci vedeți, dar nu are capac, în caz că nu mă credeți. Poate mai are și ăsta, el. Ne, nu are rost, nu mai are. Bă, frate, ce-i cu slime? Ce-i cu tipiciurile astea? Așa de puțin să aibă în ele? Dar e foarte greu să te pești pe ele. Ok. Ăsta nu știu, vreau să-l fac mai fluffy. Preferi de piciorile ea lungă, dar mi se pare că e mai puțin aici decât a fost la altă. Da, ok, e ciudat. Ok, las așa. Ok, spumă de ras. Sau, o să pun mai întâi culoarea, că după o să-mi fie prea greu să amestec sau... Da, o să pun mai multă culoare și... Vedem noi. Că gen, dacă pun mai multe culoare, nu o să se albească foarte tare. Știți? O să fie ok. Și eu amestec cu partea asta a lingurii pentru că mi-e mai ușor. Ah, iubesc slime garden, vă jur. Cred că e culoarea mea de slime preferată după auriu și mov. Dar pentru că nu am mov și știu cum să-l fac, dar mamă, ce galben intens. Deci, pe bune, vă jur, e un galben. Dar pentru că v-am zis, da. Nu am. Ce trebuie? Stam agitat-o, da. Mama mea, măicuța mea. Haide, boss! Ok, cred că asta o să fie mai ne-fluffy, nu mai fluffy. Nu mai e? Gata? S-a terminat? Tata e, îți mulțumesc! Gata? Știam că mai trebuia să cumpăr ceva pentru slime, dar nu mai știam ce. Uite, mă, vezi, mă, ce isteață sunt eu? Da, mai era oricum. Mai e în ea, dar am zis să fiu fată bună, să nu consum tot. M-am făcut pe degete. Ok. Ce fluffy. Ăsta cred că o să iasă mai fluffy ca ăla. Adică i-am pus mai multă spumă de ras. Și vă dați seama că pe ăsta o să-l iubesc mai mult ca ăla, da? Corporăm tot fi alb. Ah, tot galben intens a rămas. Ok. Hai să vedeți acum cât o să dureze să activăm. Deci aici se vede că se prinde repede, dar de fapt durează. Credeți-mă. De data asta vreau să iau tot după castron. Ok. Cred că v-am plictisit deja cu amestecatul. Ok, a ieșit. Ăsta a ieșit mai ușor și a ieșit și mai fluffy. Și e mai bun ca ălalalt. Deci este genial. Și după cum vedeți, schimb locurile de filmare așa de repede, dar n-am ce să fac pentru că da, o să-mi schimb și telefonul din nou, pentru că dacă nu știți, mi-am schimbat telefonul, nu-l mai am 15-2016, am 15-2017, dar în curând o să am S9 și nu îl aud, deci va fi cu tot o altă claritate. Dar m-am gândit să mai aștept până la S9 și să-mi iau un laptop ceva mai performant ca ăsta care l-am eu, pentru că ăsta e gen ca un mini laptop și nu mă ajută foarte mult pentru că pe el nu pot să-mi iau programe de editare, ceea ce e foarte nasol pentru un laptop. Așa că m-am gândit să-mi iau un MacBook, pentru că o să fie mai ușor. Deci ăsta îl iubesc. Îl iubesc. Îl iube.
Și gândiți-mă că pot să-i mai adaug spumă de ras gen dacă vreau, pentru că... Adică pot să-l fac de 1000 de ori mai fluffy. Și mai mare, că pot să-i adaug și pici. Aici foarte bine. Le formim la loc. Nu mai era foarte mult pentru că mi-a trebuit destul de mult. La amândouă. E stretchy, e super OP. Castronul e mai puțin varză ca celălalt. Ok. N-am prea făcut murdărie pentru că se supără tușii. Dar asta îmi place, asta îmi place chiar super mult. Și are această chestie care să-l pun. Da, cred că o să o schimb cu altceva. Deocamdată o să-l lăsăm aici. Astea sunt cele două slime-uri care le-am făcut și sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu sunt foarte rău pe mâini făcut-o. Dacă ați văzut clipul cu Anton, nu știți atunci cum am fost pe mâini, pentru că și acum acele slime-uri se lipesc, doar că sunt la Antonia, le-am lăsat ei. Eu nu aveam nevoie de ăla, pentru că pe lipici, nu știu dacă ați înțeles, scria Udmă. Și da, acesta a fost clipul meu, dragii mei, și nu uitați să dați like, să vă abonați dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu, pentru că mai avem, cred că, un abonat sau doi și facem 400 de abonați, yay! Bine, cred că atunci când o să urezi voi clipul ăsta, va fi deja 400 de abonați. Dar, yay, am ajuns așa de repede la 400 de abonați. Până am ajuns la 300, a durat destul de mult, cred că cam cel mai mult. Bine, și de-abia aștept să ajungem la 500 de abonați, așa că abonați-vă în continuare și să-mi scrieți în comentarii idei noi de videoclipuri. Bye!